Ședința este legal constituită. Avem două abstenții, domnul Roșu Pascal, din calitate pentru procedură medical și domnul Zahir Bujar. Prezenți 10. Subleatul o să validăm la următoarea ședință, pentru că de-abia ne-au emis o comunicare la instanță hotărârea. Au fost niște erori materiale de corectat. Și trebuie să treacă, un termen de 3 zile, nu știu câte zile, și după aceea putem face ședința prin care depune jurământul un nou suplean. Da. Cam atât, da. Deocamdată sunt domnul domnului primar să prezinte ordinea de ședință. Bună ziua tuturor, bine ne-am reînvenit în ședința ordinară din luna iunie. După cum va spus doamna secretar, primul punct se amână pentru ședința următoare din luna iunie, datorită comunicărilor greșite din partea judecătorilor și va fi validată doamna consilier Trânceanu Costina. Următorul punct este o rectificare bugetară. Al doilea punct este un proiect de hotărâre privind aprobarea planului și numărului de toți acordate elevilor din învățământul strâng de stat de stat din Comuna Crașin, dar nu vor școala 2020-2021. Iar al treilea punct este un proiect de hotărâre privind modificarea culturii de posturi și structura de funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Crașin de Sucamul. Da, sunteți de acord cu ordinea de zi? Împotrivă? Supun la vot și procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunteți de acord? Împotrivă? Abținem. Da. Dă la urmă cuvântul meu, vreau să vezi declarația asta, pentru că nu am primul punct, privind rectificarea bugetului protocolat în anul 2021. Subsemnatul părerea Ioan Cosmin, primarul Comunei Crașin și ordonatorul principal de credite, propun rectificare de buget cu suma de 461.000 de lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, după cum urmează. Se majorează venitul de Consiliul Local cu suma de 461.000, la capitolul 3705, sume primite din Fondul de Solidaritate a Uniunii Europene, cu suma de 426.000 de lei primită de la Fondul de Solidaritate, în baza decizii Comisiei Europene. Capitolul 4205, subvenții de la bugetul de stat, planul și regulamente de urbanism, cu suma de 35.000 de lei, avocat la Consiliul de Bacău, sub formă de transfer de la bugetul Ministerului Dezvoltării pe anul 2021. Se majorează cheltuielile de bugetul local cu 461.000 de lei, astfel, la capitolul 5101 autorități executive cu suma de 15.000 de lei, după cum urmează, 14.000 de lei plata facturii de utilități și 1.000 de lei completare de elaborare documentației planului urbanistic general. Capitolul 8403, drumul și poduri, cu suma de 46.000 de lei, după cum urmează, 26.000 de lei cheltuieli neeligibile aferente proiectului de modernizare drumului de interes local și 20.000 de lei de procedură în plata facturii de reținere și funcționare. Da. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Am primit o sumă de bani de la... Am recuperat banii pe cheltuieli pe inundații în 2018 în Fondul Solidaritatea. E vorba de cei 4.600.000 de lei și am mai primit o sumă de 350 de milioane de lei, adică 35.000 de lei, alocate la Consiliul Județean pentru completarea planului urbanistic general. Acestea sunt cele două sume care intră în bugetul Consiliului Local. Comisia pentru Programele de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei Agricultură, Gospodărie Comunală,
protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din ordonanța de ordine numărul 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. În fiecare punct în parte și să punem la vot sau la vot în punct. La vot, la vot, la vot, la vot. Trecem la următorul punct. Privind aprobarea numărului și contului lunar al burselor aferente anului 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar din școala gimnazială învățământ din Părerea Căsoară. În temeiul prevederilor articolului 155 aliniatul 1 din lucrarea de guvern pe 2019 privind codul administrativ, mă exprim inițiativa și de promovare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor de la școala gimnazială de învățământ Nicolae Păsaru din Comuna Cașin pentru semestrul al doilea anului școlar. Acordarea burselor menționate mai sus reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină. Cuantumul minim al bursei de performanță al bursei de merit al bursei de studiu și al bursei de ajutor social se stabilește prin hotărâre de guvern. În baza hotărârii de guvern, în 4-2020, în anul școlar 2020-2021, cuantumul minim al bursei de performanță de merit de studiu de ajutor social care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de sat cu frecvență este de 100 de lei. Criteriile generale de aprobare a burselor de elevi vorbind unități de învățământ preuniversitar de stat, în baza cărui elevii de la cursurile de cu frecvență de învățământ preuniversitar de stat beneficiază de burse acordate de surse defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, au fost aprobate prin ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, modificat prin ordinul aceleași minister. A fost aprobată suma de 27.000 de lei, deci asta e suma pentru burse, 27.000 de lei, pentru plata burselor școlare în anul 2021, reprezentând ce reprezintă sumă de falcate din ceva pe valoarea adăugată pentru finanțarea burselor de la bugetul de stat. Și avem un total de 25 de burse, 5 burse de merit, 5 burse de studiu, de câte 1 milion de lei timp de 8 luni și încă 15 burse. 100 de lei. 100 de lei. Și încă 15 burse de ajutor social timp de 12 luni, de câte 112 lei. Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea contului lunar al burselor de școlare acordate de elevilor de școala gimnazială de Nicolae Păsaru pentru semestrul al doilea al anului 2020-2021. Deci burse de merit și sunt 112 lei, burse de ajutor social 100 de lei. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al României, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din Școala Gimnazială Învățător Nicolae Păsaru pentru semestrul al doilea al anului școlar 2020-2021 din Comuna Cașin, județul Bacău. În conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7 din ordonanța de urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Ultimul punct de ordinea de zi, privind modificarea aparatului de specialitate al primarului Comunei Cașin, și aprobarea organigramului, organigramului și statului de funcții. Statului de funcții. Potrivit
prevederilor articolului 199, 199 alineatul 2 litera A, privind codul administrativ local, aprobă proiectele legii la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statutul de funcție a aparatului de specialitate al primarului, al instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea de funcții al regiilor autonome. Modificările aduse organigramei și statutului de funcții constau cu modificarea funcției publice de Consiliul Superior în cadrul serviciului de asistență socială în Consiliul Deputat. 2. Modificarea funcției publice inspectorul superior în cadrul compartimentului stare civil în inspectorul deputat. 3. Înființarea unui post consilier personal al primarului. Ținând seama de adresa numărul 3425 22 a 4-a 2021 emisă din funcția prefectului județului Pacău, prin care numărul maxim de posturi în cadrul aparatului de specialitate al primarului este de 21, de 29, singura de esență a fost de la compartiment buget contabilitate venituri funcției contractuală referent 1A. Modificările propuse au ca scop optimizarea activității aparatului de specialitate al primarului în funcție de rolul de muncă ce trebuie ajustat și aprobarea tuturor anumitor de activitate. Față de cele prezentate, propun spre aprobare Consiliului Local Cașin proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcții a aparatului de specialitate al primarului Comunei Cașin în formă prezentată. Deoarece vreau să fac un rezumat aici, doamna Ciolac, Veronica, de la Asistență Socială, a găsit un alt loc de muncă, probabil mai bine plătit, am rămas descoperiți cu postul dânsei și tot cu studii superioare, numai că dăm posibilitatea și debutanților care nu au vechime de minim 9 ani să participe la acest concurs. Și dacă mai avem un post de pentru testare civilă, la fel, îl modificăm să dăm posibilitatea că sunt voturi mai credențioase cu anumite studii juridice și administrative, să dăm posibilitatea mai multor persoane să participe la concurs, nu numai cu experiență și deputați care vor învăța. Sunt deja pregătiți pentru acest postul. Noi oricum suntem deficitar la capitolul postului, lucrăm cu mai puțin personal decât în anii anteriori, dar pe parcurs începem să completăm. Și faptul că am dat o dispoziție, am mutat jos la birou asistență socială, mutat-o pe Roșoara Comăneci, încercăm, nu e obligatoriu în zilele următoare, dar pe parcurs am putea angaja și un consilier personal. Și aveam 29 de posturi în limită, fiindcă la contabilitate avem un loc doamnă Dima, ca și doamna Dima, prin ieșirea dânsei la pensie, avem două contabile, nu, deocamdată nu este necesar a treia contabilă. Și le ajungem la un post de contabilitate. Astea sunt modificările la o organigramă statutului de funcție din partea femeii. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a Drepturilor Cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind modificarea aparatului de specialitate al primarului Comunei Cașin și aprobarea organigramei și a statutului de funcție, conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din ordonanță de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. La primul punct, proiect de hotărâre de privind rectificarea bugetului local. Dacă sunt discuții? Da? Nu sunt eu, domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu. Treci tot fi. Da? Foarte lucrurii acolo. Mulțumesc.
O să discutăm la primul punct sau pot să-i fac cu toate? Discutați, nu, păi, vă luăm în fiecare. Nu face, domnul, discutați la toate punctele. Domnul președinte, dumneavoastră, nu știu ce-i domnul, cum face? Nu, o luăm la fiecare și mulțumesc cum o să... Deci, la primul rând, în acest să fac cadrați într-un pic. Da, trebuie să fie lucrat, domnul președinte, suntem trei consilieri pe nivel și voi vorbi numai eu și în locul lor. Deci, e numărul la urmă. Mă vorbesc pe toți. Ai lucrul cu domnul nostru? Sunt de acord? Vorbesc eu? Da. Și nu, nu o să vorbesc foarte mult. Haideți, da, vă rog. Dar ați creat buget, am văzut că s-au primit banii de la FSUE, de la Fondul Solidarității Uniunii Europene. Într-adevăr, în 2016 am avut inundații și a fost afectat foarte grav drumul de la Codulcea, în Poița Codulcea. Acolo, în 2018, am reușit să obținem bani la Guvernul României și am făcut acel drum. Pe baza acelor documentați probabil care și cheltuieli care ne spun noi atunci, s-au primit acești bani. Dar v-aș face propuneri, că am văzut că ați dus banii de la drumul școlului. Dacă tot a fost bani cheltuiți cu situații de urgență și la repararea unui drum afectat cu inundația, de ce nu i-am luat să facem ca pe oameni din Vlașca de jos să continuăm ca să nu mai inunde pe cei de acolo? O întrebare. Atât. Da, și mai e o chestiune care l-am observat. Ați primit de la FSUE și de la PUC 35.000. Banii sunt de la PUC 35.000. Ați primit pentru PUC de la Ministerul Dezvoltării. Nu trebuiau duși la PUC, că am văzut că la PUC nu ar duce 15.000. Mulțumesc. Altul? Mai e cineva care? Da, eu am solicitat. Da, eu cred că sunt de acord cu proiectul de hotărâre de identificare de obiecte, dar ce de domnul Soroi, apropo de camioanele de la Vlașca, am promisiunea de la a doua conducerea primării, că se va rezolva. Atât am zis. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Bun. Deci se apără cu 10, da? Da. Mergem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Cașin în anul școlar 2020-2021. Sunt discuții? Da. Da. Aș vrea să fac o observație. Aici, guvernul a aprobat suma minimă 100 de lei, da? Cei 27.000 de lei sunt de la guvern. Dar contribuția noastră care este? Adică eu aș propune astăzi, după să locați, să contribuim și noi cu ceva, să ridicăm un pic cuantumul burselor, sau dacă cei bursele care se dau, a fost aprobat în Consiliul de Administrație și, într-adevăr, sunt toți copiii care ar merita aceste burse. Aș dori ca agenția următoare să vină cei din Consiliul de Administrație la școală, doar directiv și cei care fac parte din Consiliu, să ne spună dacă într-adevăr s-au dat în calcul toți copiii care ar merita aceste burse, mai sunt bursele sociale. Că acolo vorbim de altceva. Noi așteptăm întâi hotărârea Consiliului Local și după aceea facem... Da? Da. Bun. Dar ați dat numărul la toți copiii? După că s-a aprobat la bursele. Aprobăm bursele. 15, 27, 100. Asta e venit de la Minister. Noi putem suma și numărul de copii, dar noi putem să suplimentăm. Suplimentăm, da, da. Avem astfel, nu putem să facem. Dar nu, dar suplimentăm, suplimentăm acum. Păi, dar nu avem Nu s-au dat. Deci nu a fost dorit de guvern, se s-au dat. Și n-ați fost la primării să dați ceva? Da, în decursul anului când am fost primar, am dat. Da, am dat curs la copii care au dat un biad de țară, am dat premii și tot. Da, da, am dus copii, poftim? Am dat cumva 5 mii de lei la copii, care a fost solicit cu țară. Păi noi acordăm tot din șură. Da, acordăm conform hotărârii de guvern. Nu în aplicare, hotărârea de guvern. Nu acordăm la inițiativa noastră a Consiliului Local sau a primarului. Hai să facem diferență, domnul primar. Da. Ai cineva care a votat? Deci să spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci cu 10. 10 pentru, da. Da. Mergem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii de posturi și structura de funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cașin, în dreptul Da.
despățiri. Să ce Vorbiți. Veți vorbi dumneavoastră? Eu vorbesc la grație, cu cine trebuie, aici cu cine trebuie. O, dar ce mai căutate? Ce mai căutate? Stați cu minte și nu mai ce mai căutate? Pentru pregat, domnul. Gata, nu mă am niciun de dată. Hai, spuneți, spuneți că... Gata, nu eu. Ascultă. Aș vrea să întreb, aplicat o doamnă de primărie, eu nu o să-i dau numele că GDPR-ul nu-i permite să dăm listă la reacțiilor, dumneavoastră la data viitoare să nu mai faceți această greșeală. A plecat o doamnă cu experiență în asistență socială și stare civilă, un om foarte bun. A plecat un om foarte bun, poate la mai bine sau poate, nu știu dacă la mai bine sau cum a plecat. Dar transformând acestei posturi, un deputat, când va veni un deputat care nu a lucrat niciodată în asistență socială sau îi va fi foarte greu, nu are cine sunt pe acel deputat. Având un om bun în primărie, vechi cu experiență, poate ajuta un deputat. Eu ziceam că trebuia să mergeți cum era o caligrafă, cu studii superioare, cu experiență, și poate venea cineva, nu știu, la asistență socială, la Onești, cu transfer sau la concurs, și îi venea un om cu experiență. Asta este propunerea mea și părerea mea la acest drum. La care eu o să mă abțin și să-l votez. Bun, cine este pentru? Deci, prea ține? Da. Împotrivă? Da. Vă mulțumesc, deci din ce... Prea ține? Ține, da. Așa, bun. Da. Acum mai sunt întrebări? La diverse, să mă aveți în vedere. Spuneți. Haideți să vă răspund la cele puncte, întrebările adresate de domnul Masilie. În primul mandat, în 2008-2012, am aruncat bani din buget local pentru gavioane în plătunul Flașca, un rând de gavioane. De ce nu ducem la gavioane? Pentru că prioritar în acest moment este asfaltarea drumurilor comunale și trebuie să avem sumele necesare pentru asfaltarea drumurilor comunale, pentru că în această perioadă se evaluează firmele și după cum spuneam, în maxim 20 de zile au trecut câteva zile, aflăm constructorul desemnat pentru asfaltarea drumurilor comunale. Trebuie să păstrăm banii pentru drumul. Mai avem o problemă financiară. Pe de o parte ne bucurăm că am reușit să recuperăm niște bani la fondul Solidaritatea, dar în schimb avem executarea de care tot pomeneam în ședințe de trecute de 10 miliarde care până la urmă nu cred că scăpăm, trebuie plătită. Și din acest moment păstrăm banii pentru drumul să înțelegem ceva de ei și dacă ne mai rămâne, poate mai prindem și pentru prefacere gavioane, nu numai în căturul Blașca, și în alte zone unde există riscul ruperii malurilor. Bancul Mulțelor a spus că de ce atâția bani și din acest motiv este bine că îi avem pe acești bani și putem aloca 25 de burse împreună cu conducerea școlii dânsi și pătrăsc care ele vor primi burse de merit și dacă dornesc ceilalți pentru burse sociale, se vor face niște dosare în comparație cu alții în care primăria, din câte am înțeles, a alocat numai de o bursă mai mare, dar a fost o singură bursă. Noi am curse mai mici, dar pentru mai mulți elevi. Și de ce a plecat doamna Ciolac Veronica? Am spus motivul pentru care a plecat. Și în organigramă, nu numai postul dânsii se modifică cu deputatul. Am vedere că deputanții care vin cu studii de specialitate administrație
publică și studii juridice. Au învățat ceva în facultate, dar în cazul în care mai au nevoie de îndrumare de sfaturi, este doamna secretară. Ne mai poate ajuta și totul se învață. Și e important să găsim persoanele serioase să rămână în instituția noastră și să-și facă treaba. Din acest motiv am modificat organigrama și am prins aceste posturi cu studii superioare, dar deputați, dăm posibilitatea mai multor persoane să participe la concurs. Și vă mulțumesc că ați aprobat aceste puncte pe ordinea de zi. Domnul primar, dacă spun la o întrebare, probabil că nu v-ați notat. V-am întrebat, la venituri a spus că au venit 461.000 de lei de la FSUE și de la Consiliul Dezvoltării din Consiliul Județean 35.000 de lei. La cheltuieli apare într-adevăr o sumă de, nu știu cât ați spus, 4 de ceva de mii de lei pentru drumul și poturi. Iar la pentru PUC numai 15.000 de lei. Dacă sunt bani dedicați pentru PUC, îi puteți duce în altă parte? Vă întreb și eu. Și încă o observație. La aprobarea bugetului inițial, când am aflat cu toții, da? Mai puțin eu, a spus că sunt bani pentru drumuri, a scris tot. Acum cum? Acum cum se face? A rămas fără bani la drumuri? Că atunci bugetul inițial, când v-am atras atenția că bugetul este umflat, e justificat cu 27 de miliarde, fără acoperire, acum spuneți că aveți nevoie de bani acolo. Deci atenție! Dragi consilieri și votați cu viitor. O să vedeți că am dreptat. Da, și am înțeles că angajatul s-a aprobat pentru un consilier personal. Da? Și dumneavoastră? Da, sigur. Putem ști și noi cum va fi persoana tânără cu experiență în administrație, fără experiență în administrație, cum vorbim merge cu deputații. Tu ne-am... Că nu, asta e bun. Asta e bun, asta e cea dumneavoastră. Dumneavoastră, nu, e problema dumneavoastră. Nu poate nimic să vă pun pe cine e angajat. Dumneavoastră, când ați angajat un consilier, am luat angajat, da, un consilier personal cu experiență. Cu experiență. Bun. Așa. Și mă spun o chestie. Un consilier personal cu un consilier se cheltuie în jur la 60.000 de lei. Poate banii ăștia făceau un mesiu camion la domnul Slavon. Mulțumesc mult. Nu îmi face mie acasă. Nu, Blașca. În Blașca, nu am acasă la soare. Blașca nu e. Ce? Locuiți acolo și... La noastră. Reprezentați comunicați de acolo. Domnul viceprimar. Aș vrea să vă răspund, domnule, proiectul de legătură cu banii alocați la drumul și drumul s-au dus la... Unde spune dumneavoastră. La drumul nu se știe cât se va câștiga licitația persoana, firma care... Nu se știe și așa că trebuie să fii pregătit, nu dacă se câștigi cu 60.000, cu 70.000, nu se știe și atunci s-a propus atunci o sumă apropiată. Nu-i bine să avem bani acolo și o vrea să-i aducăm, nu se câștigă licitația. Domnul doamnă, spune doamnă. Vreau să-i investiți, vreau să-i investiți și bugetul local. Am voie să termin? Am voie să termin? Vorbiți vreau să-mi stop atunci. Nu, da, vorbiți domnule, cum spuneți, dacă vreau să-i vreau să-i vreau să-i vreau să-i vreau să-i vreau să-i vreau să nu normal să ai bani acolo, să fii pregătit și după aia atunci unde vei, după ce s-a anunțat, s-a câștigat pe suma de, avem banii și după aia ce rămâne, ducem la celelalte proiecte. Pot să vă spun cu salutului și de adevărat le-am luat ce spune dumneavoastră. Da. În bugetul inițial s-a pus pe aprobare suma totală a proiectului, cu scopul reactualizarea proiectelor. Despre ce vorbim? Și atunci banii sunt atunci. Domnul... Și, dar, într-adevăr, în suma aia pe care s-a dat inițial, poate să ia cu mai mică. Da? Și mai mic cu bani experimentari. Nu vă s-a luat în buget. Cu cât ești cu licitația, da? Nu, da. Spuneți că să nu vă învățăm pe buget. Dar ia spuneți consilierul, da? Acum două luni ați făcut o contestație la bugetul care l-am aprobat în văzut. Da. La prefectură. Ați câștigat? Acea contestație este în derulare. Veți primi, ați văzut, vedeți, două să primiți un azar răspunsuri ca dumneavoastră așa. O să vedeți. Și eu vă văd bine, domnul primar. Deci nu vă vreau rău, credeți-mă, că o să vedeți unde o să ajungiți cu acest buget umflat artificial. O să vedeți, eu vă văd bine. Cine vă consiliază, vă consiliază prost. Ați contestat că nu avem 46 de miliarde. Oare, și nu sunt, și nu sunt, da. Avem mai 46 de miliarde. Și nu sunt. Cum s-a vorbit o contestație care e de domnul, dacă nu sunt, nu cum fiți rege ca să... Să facem o adresă la... Adică... Să... Mie mi s-a părut rea intenționată ca și cum aș fi vrut să blocăm. Nu este rea, nu are nicio treabă. Mai mult dacă nu sunt acei bani
dacă tu la venitul nu ai bani, cum sunt fost bani și bani care nu ai la cheltuieli? Dacă nu-i poate contestația rău intenționată, contestația... Nu este, este invenit cineva, nu sunt tot nici atât potrivit. Tot rău intenționat a fost? O să vă spun. Prea multe contestații faceți, adică dacă nu-i contestați un lucru de ceva, nu-i bine pentru omorul, cum nu-i bine? Pentru bugetul frumului, pentru proiectele comunii. Doi, hai să vedem ce bani vreau contestația, nu-i bine. Ce nu mai vorbesc pentru bugetul comunii sau nu-i bine pentru comună? Vă mulțumesc că ați aprobat punctul de ordine de zi. O zi frumoasă și sănătate urez. Da, domnul primar, nu fugeți când are și presa ceva de spus. Stați un pic, să spun și eu, mă încadrez, nu sunt din foarte scurt. Am doar o întrebare, vreau să nu fiți supărat pe mine. Noi suntem o instituție de presă, și spun instituție, avem ziar, televiziune și facem o treabă foarte serioasă în județul. Și știți foarte bine. Deci, care rugămintea noastră? Noi avem și noi obligațiile noastre profesionale. Atunci când nu se respectă legea, datoria noastră este să vă atenționăm că aveți un derapaj. În sensul că legea spune foarte clar și vă rog să mă scuzească, eu nu intru în Consiliul Local. Dar haideți să ne înțelegem. În primul rând, nu sunt afiliat politic. Doi, nu vă solicit niciun ban. Noi venim de cheltuiala noastră. Cât a fost contract, iată poveste, acum suntem pe banii noștri. Ori pe banii noștri trebuie și poate să-și respecte legea. Deci, în concluzie, v-am depus o cerere, trebuia să dați, o să fiu foarte scurt, ca să după-ați puteți răspunde. În două zile, legea e foarte clară, v-am atenționat, trebuia să-mi dați răspuns. Este legea organică. E o formalitate, de fapt, o chestie de respect între noi și dumneavoastră. Nu sunt supărat pe dumneavoastră, vă mai spun o dată. Dar rugămintea mea este să procedați corect și cu noi și cu cetățenii, că dacă noi aflăm că și cu cetățenii, așa cum față de noi, nu ați respectat termenul legal și nu le dați răspuns, atunci veți avea o mare problemă, în sensul că noi trebuie să ne facem meserie. Nu sunteți ales. Vă rog să nu mă întrerupeți. Domnul președinte, o frază și cu asta am încheiat. Domnul primar, am rugămintea să vă achitați datoriile restante față de voi, și să ne dați acreditarea. Atât tot, nu am o problemă, dacă putem veni pe banii noștri, nu vă cer niciun ban, dacă nu putem, nu venim, dar prin acea cerere, să înțeleagă consiliere, dumneavoastră sunteți obligat să ne anunțați când sunt cerințe de Consiliul Local. Nu trebuie să plătesc eu surse în primărie, să plătesc cu banii mei ca să dea informații când e ședința de Consiliul Local. Pentru că presa așa procedează și este legal. Eu sunt nevoit să plătesc ca să aflu informații. Atât. Vă mulțumesc foarte mult, domnul primar. Domnul Ungureanu, v-a expirat contractul, n-ați vrut să spuneți realitatea. Dar vreau să n-ați auzit că nu avem niciun contract. V-a expirat, contractul acum 3 luni. Și nu mai faptul că veniți ori sunteți presă liberă. Nu nicio, vă spun clar, să vadă și cam sau de nu trăzniți prea mult. A expirat contractul. Noi acum nu să aveți o problemă și la Berzunți și la Comănești și la alte localități. Un infractor acolo la Berzunți vă sfătuiește. Domnule, păi da, veniți să ne faceți de ecranul. Deci, domnul primar, nu avem nevoie de bani, avem nevoie să fim anunțați. Ce de se pot să luăm? V-am cerut cumva? Nu am nevoie de bani, domnule, voastră. Și nu vă cerem primar. Să vă fie rușine, domnule primar, și să respectați legea. O să supunem la vot prezența dumneavoastră. O să supunem la vot. De ce nu? Aveți jurist, spuneți doamna jurist, sunt eu un opres, spuneți doamna jurist dacă e corect ce spune eu. Păi cât vreți să vă plătim? Cât ați încasat cu la urmă? Nu, dar n-ați încasat, n-ați încasat. N-ați încasat, domnule. O, dar sunteți nesimțit, domnule. Vă spuneți, băi, de bani, trebuie să vă informații, atât. Dar trebuie să vă trebuie să vă trebuie să vă informații. Vă fie rușine. Un primar mincinos. Sau de toți, toți că primar mincinos.